viață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața la cafea. Vă invităm și pe dumneavoastră să gustați o gură de cafea. Mai avem câteva zile până la finalizarea campaniei electorale și după aceea o zi și ceva până la vot. Este clar că s-a intrat pe ultima 100 de metri în campanie și că în acest moment contează foarte mult, ca să spunem așa, reacțiile emoționale. Între timp, pe scena aceasta pe care dansează candidații, s-au produs și niște modificări. Prefectura Neamț și-a adus aminte că există candidați care nu mai trebuiau să fie lăsați să ocupe locuri în primăriile pe care le conduceau și s-au produs niște modificări, vom discuta pe parcursul emisiunii. Ei bine, astăzi, pentru că este joi, îl avem în emisiune, ca de obicei, pe domnul dr. Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la cafeaua dulce, sper, astăzi. Să sperăm că este dulce, știți că ar fi cazul să mai avem și cafea dulce. E dulce ca și graiul nostru. Ca și graiul. Apropo de grai, să spunem că domnul Liviu Harbuz a venit astăzi cu unul dintre susținătorii săi, care are, cum să spun, după Victor Ponta, sau la fel ca și Victor Ponta, cam același grad. Adică a fost prim-ministru. Este vorba despre mai veche cunoștință a cafelei de dimineață, domnul Iurie Leancă. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Să spunem că domnul Iurie Leancă a fost prim-ministru în Republica Moldova, adică acolo unde sperăm ca odată să fie din nou România. Așa este. Doamne ajută! Doamne ajută! O să vă rog pe dumneavoastră, domnul Harbuz, chiar dacă sunteți dumneavoastră candidatul la funcția de primar, să ne vorbiți două minute despre Iurie Leancă și de ce este prezent aici. Noi am scris membru pro-România Neamț, dar haideți, povestiți-ne! Da, este o onoare pentru mine să fiu alături de domnul Iurie Leancă, fost prim-ministru al Moldovei, fost ministru de externe al Moldovei, un român adevărat, un om care a luptat pentru unirea Basarabiei cu România, un om care a adus foarte multe beneficii moldovenilor în perioada în care a fost prim-ministru, într-un tandem, e adevărat, la acea perioadă, cu primul ministru Victor Ponta. Au foarte multe realizări împreună cei doi prim-ministri. Probabil a fost perioada cea mai glorioasă, să spunem, și din mai multe puncte de vedere în Moldova, pentru că domnul Iurie Leancă este un pro-european, a fost și sunt convins că va rămâne un pro-european, înțelege unirea Basarabiei cu România prin aderarea la Uniunea Europeană. Desigur, eu aș putea vorbi foarte mult despre domnul Leancă, sunt un mare fan, este un exemplu pentru mine și a fost întotdeauna. În perioada în care colaborarea între cele două guverne era benefică, cum spuneam, basarabenilor, eu eram consilierul domnului Victor Ponta. Și am trăit, să spunem, momentele istorice, pentru că, într-adevăr, așa cum o să vă povestească Iurie, au fost chiar momente, investiții și bilaterale foarte, foarte importante, devenind chiar repere istorice. Domnul Leancă, îmi cer scuze, dar trebuie să intervin. Spuneți, cum era Liviu Harbuz când era consilierul lui Victor Ponta? Acum Liviu Harbuz vrea să devină primarul municipiului Piatra Neamț. Să știm la ce să ne așteptăm. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Liviu pentru aceste elogii la adresa mea. De fapt am venit aici să vorbesc despre el, știu, despre doamna senator Arcan, despre echipa pro-României din Piatra Neamț și din județ. Liviu a fost și atunci așa cum a fost dintotdeauna, așa cum este și acum. În primul rând, un om integru.
în primul rând, un om de mare omenie, ceea ce contează foarte mult în lumea noastră desurbiceată de tot felul de prinderi proaste. Un om cu o mare experiență și expertiză, ceea ce contează foarte și foarte mult. Și atunci când l-am cunoscut pe domnul Harbuz, deși a fost asta la București și la Chișinău, dar de atunci am deprins dragostea lui pentru Piatra Neamț, ceea ce puțin m-a surprins. M-a surprins pe simplu motiv că de obicei oamenii care pleacă din provincie cumva, vin în capitală, își fac un nume, un nume și în context guvernamental și Liviu a reușit lucruri foarte și foarte mari. A reușit și în business, iarăși unul nemaipomenit. De obicei uită puțin de origine, ca să zic așa, se acioază permanent la București, la Chișinău, în alte capitale și obține sau alte deprinderi și alte patimi și dragoste. Arată Liviu niciodată nu a uitat de Piatra Neamț și atunci când apropo când a trebuit să-mi aleg viza de reședință în România, nu am ezitat nicio clipă alegând Piatra Neamț, în mod special pentru Liviu. Și am revenit și de această dată cu dragoste la Piatra Neamț. Vreau să vă zic că sunt mereu impresionat de acest oraș minunat, bogat în istorie, bogat în tradiții, cu o geografie nemaipomenită și un oraș cu mare, mare potențial. Deci, încă o dată, Liviu a fost, așa cum este și astăzi, un om absolut deosebit, un om cu multiple calități și ceea ce îmi place foarte mult la Liviu nu e vorba doar de experiență, deși asta contează foarte mult. Nu e vorba doar de cunoștințe sistemice, fiindcă altfel nu reușești să transpui în viață un anumit proiect. Dar are și un plan, are și un proiect, o viziune, dacă doriți, pentru tot ce înseamnă Piatra Neamț, cu impact și pentru județ, dar sunt absolut convins și pentru Basarabia. Fiindcă în diverse calități și în diverse ipostaze pe care le-a avut, inclusiv ca om de afaceri, s-a gândit mereu și la relația cu Republica Moldova, cred că în subconștient, fiind faptul că bunica lui vine din Bălți. Iată, e un liant foarte puternic, istoric, dacă doriți, dar care sunt sigur că va avea și o proiectare. Asta este o noutate. Deci bunica dumneavoastră este din Bălți? Este îngropată. Au fost deportați și bunicii mei sunt îngropați la Bălți. Da. Deci e basarabean pe jumătate. Înseamnă că avem o legătură. Și ai mei sunt. Eu sper să nu avem și noi de o legătură de rudenie sau de cumetrie, că s-a închis cercul. Păi adică aici la Neamț numai cumetrie. Deci dacă facem cumetrie legată de Bălți, este... Da. Bine, acum nu vreau să fac nicio legătură între numele orașului din Republica Moldova și starea străzilor din zonă. Adică, apropo de Bălți, dar asta e, se mai întâmplă câteodată. Vedeți, mie îmi sună atât de frumos Bălți, încât niciodată n-am făcut o corelare între Bălți și Băltoace sau Mizerie sau... Îmi sună atât de frumos Bălți, încât chiar acum am realizat că putem face trimiteri la alte stări. Asta este rolul meu aici, da. Ca să spun așa. Domnul Leancă, în zona Piatra Neamț, hai să spunem așa, în zona metropolitană Neamț, și în Neamț locuiesc foarte mulți basarabeni. De ce dumneavoastră ați spus despre Liviu? Îi sfătuiți pe acești oameni să voteze Liviu Harbuz? Vreau să îi sfătuiesc pe basarabenii care s-au mutat aici în oraș și în regiune, dar nu doar pe ei. Vreau să mă adresez și locuitorilor din Piatra Neamț să analizeze foarte bine candidații, să analizeze foarte bine programele lor electorale, obiectivele pe care și le propun, să facă o diferențiere netă între promisiuni goale, așa cum se întâmplă deseori în campanie, și între cei care vin cu o agendă realistă, ambițioasă, dar realistă. Și sunt absolut sigur că la o analiză la rece a acestor programe, a experiențelor cu care vin candidații, domnul Harbuz se va destinge într-o manieră foarte clară. Fiindcă, încă o dată, vine nu doar cu experiența și administrativă și de business, ceea ce contează foarte mult,
dar vine cu o abordare absolut novatorie pentru Piatra Neamț. Nu trebuie să fii mare expert ca să-ți dai seama că cel mai mare potențial al orașului și al regiunii constă în dezvoltarea turismului. E suficient să te uiți în jur, să vezi aceste dealuri, să-ți dai seama în ce regiune ești, ce moștenire istorică există în toată regiunea, ca să-ți dai seama încă o dată că marea șansă a regiunii este dezvoltarea turismului. Iată, atunci când mi-a vorbit Liviu despre faptul că a început discuțiile cu compania Lego să facă aici un Lego centru, de fapt ar fi primul proiect în Europa Centrală și de Est. Nu am avut niciun minut de ezitare că, păi, dar nu e posibil, că e foarte complicat să-i convingi pe danezi. Că am auzit deja discuții ieri aici la Piatra Neamț, păi, e un obiectiv frumos, dar nu este realist. Vreau să vă zic că, în primul rând, cunosc că orice companie de genul Lego este extrem de interesată într-o expansiune. Au două centre, dar e vorba de Europa de Nord și Europa Vestică. Deci, convingerea mea că e un proiect mai mult decât realist, mai mult decât fezabil și mai ales știu că dacă Liviu este angajat în negocierea cu această companie mondială, atunci șansele de izbândă sunt foarte mari. Ceea ce are nevoie Liviu e de susținerea oamenilor de aici să ajungă într-o funcție care îi va oferi mult mai multe instrumente și pârghii pentru transpunerea în viață acestui proiect. De acest proiect vor beneficia nu doar turiștii, dar în primul rând infrastructura din regiune și din Piatra Neamț. Serviciile, o șansă nemaipomenită pentru hotelurile din regiune, pentru tot ce înseamnă industria alimentară, pentru dezvoltarea infrastructurii logistice. Deci s-a duce aici, așa cum s-a întâmplat în celelalte orașe din Danemarca și din Germania, pentru început 600.000 de turiști, dar chiar și câteva sute de mii pentru început, aduce o dezvoltare fără precedent și regiunii, dar și întregii zone sunt sigur mai mari. Și pentru Moldova, dincolo de Prut, ar fi un beneficiu nemaipomenit. Și știu că Liviu are și alte proiecte cu impact regional. Deci asta înseamnă o minte... Viziune. O viziune, o minte cu creativă și așa mai departe. Haideți să plecăm de la următoarea aserțiune pe care o fac cei mai mulți. Dom'le, da, e foarte bun proiect. Este extraordinar. Dom'le, da, noi aici să ne îngămăm la așa ceva. De ce acest imobilism? Până acum eu spuneam că este un imobilist doar în administrație. Era o stare de bine în administrație, ne-am făcut salarii. Nu era, este. Este. Acum, încă nu, este. Acum e perioada aia, știți, rămâne, nu rămâne, vine altul. Noi, în principiu, până acum ne-am mărit noi salariile pentru că ne-a permis legea, iar acum nu mai avem bani să ne dăm salariile pe care ne le-am mărit. Da, și asta este adevărat. Apropo de principii, mă rog, o să discutăm mai încolo despre principii. Deci de ce acest imobilism? Dom'le, în loc să creeze o stare de entuziasm, orice idee de genul ăsta, să creeze o stare de entuziasm, să vină în jurul ei societatea civilă, să spună, da, dom'le, nu mă interesează că este Liviu Harbuz sau Iurie Leancă sau Valentin Bălănescu. Băi, e o idee, hai să vedem până unde mergem, cum facem. Eu nu pot să înțeleg. E o construcție la care ar trebui să participe toți cetățenii, toți cetățenii orașului și a județului, pentru că este, părerea mea, cu o șansă unică de a brandui orașul Piatra Neamț, de a-l rebrandui, pentru că el cândva a fost branduit, dar brandul de Perla Moldovei a rămas așa doar o amintire. Cred că orașul are nevoie de o dezvoltare economică, în primul rând, iar atunci când vorbim despre Legoland, vorbim despre, în primul rând, despre sistemul de educație Lego, care este practicat în majoritatea țărilor nordice, a plecat din Danemarca, s-a extins în toate țările nordice. Ba mai mult, am aflat de curând, cu mare plăcere, sunt câteva școli care au tentative de inițiere. De fapt, au inițiat și în România sistemul de învățământ Lego. Acest sistem de învățământ dezvoltă, până la urmă, caracteristicile copiilor din secolul 21. Aici vorbim despre colaborarea în echipă, lucrul în echipă, gândirea critică,
elemente esențiale în procesul educațional din zilele noastre. Dezvoltă foarte mult partea de inovare, partea de cercetare, partea de robotică. Pentru că fiecare școală, în momentul în care noi vom realiza, să sper din toată inima și cu cât sunt mai mulți care se caracterizează de imobilism, credeți-mă că mă ambiționez și mai tare. Și cedesc greu, nu intru în depresie doar că am de-a face cu imobilitatea imaginații unora și până la urmă pragmatismului, pentru că până la urmă ne dorim un pragmatism economic și eu cred, cu siguranță, aici cu 4 parcuri tematice la Piatra Neamț, cu sistemul de educație Lego, putem fi un pol economic de dezvoltare, putem dezvolta inclusiv industria IT&C și gândiți-vă ce ar însemna pentru tinerii noștri, pentru că până la urmă, ce ne propunem? Să creăm condiții și o calitate a vieții mai bună atât pentru cei tineri, în primul rând pentru copii, pentru că fără educație nu vom avea nimic niciodată. În al doilea rând pentru tineri care trebuie să se dezvolte profesional și în al treilea rând pentru persoanele de vârsta a treia care au și ele dreptul ca la vârsta senectuții să aibă o calitate a vieții pe care o vedem în țările civilizate, hai să spunem că și România este o țară civilizată, în țările super dezvoltate. Spre asta tindem. Ne dorim să asigurăm cetățenilor o viață și o calitate a vieții mult mai bună. Pentru că până la urmă trăim vremuri grele, suntem în pandemie, avem presiune suficientă, ne confruntăm cu moartea, cu mortalități, nu doar cu boala. Au ajuns toate elementele prinse în pandemie, un fel de minge de ping-pong între partidele politice. Se joacă politic atunci când se iau decizii privind sănătatea, se joacă politic atunci când se iau decizii privind învățământul, procesul de educație. Cred că ar trebui să ne oprim. Și cred că noi toți ar trebui să fim împreună, să fim solidari pentru a combate această nenorocită de pandemie. Domnul Balanescu, dacă îmi dați voie totuși să-l completez puțin pe Liviu, răspunzând la întrebarea noastră, care e una și filozofică, dar și una foarte practică. De ce nu există deocamdată un entuziasm, dacă doriți, pentru această idee? Doar că voi fi puțin în dezacord cu dumneavoastră. Contează totuși numele celui care nu doar lansează inițiativa, dar care își asumă și responsabilitatea, fiindcă chiar dacă în timpul sovietic la noi acolo în Basarabia, dar și în socialismul dezvoltat, ne tot învățau despre rolul decisiv al maselor, eu sunt absolut convins că contează rolul persoanei, personalității care vine cu o idee și își asumă o anumită responsabilitate. Bine, tu de-a... ca un liberal autentic. Păi da, nu te ești în dezacord cu mine. Nu, nu, deloc. Dar vreau să zic că tot mă gândeam deseori și mă gândesc de ce moldovenii din Basarabia, dar sunt convins că și moldovenii din România, deseori sunt ceva mai refractari față de idei noi, față de idei nu doar moderne, dar care ne permit să facem un salt adevărat în viitor. Cred că avem o trăsătură nu neapărat foarte bună, de genul, de nas și mai rău. Să și pașii, bem un pahar de vin. De ce să alegem noi alt primar dacă și ăsta e bun? Iată, eu aș vrea... S-a furat și el, dar a mai făcut ceva. Exact. Deci argumente de astea pe ambele maluri ale Prutului sunt în abundență. Vreau să sper că odată și odată înțelegem noi, moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului, că progresul nu doar că e posibil, e absolut necesar. Altfel vom fi mereu în cea mai săracă zonă a Europei. Nu mai vorbesc de Basarabia, dar mă doare când aud că și Moldova românească face parte din această zonă, mai rămasă în urmă, mai cu o emigrare mult mai mare a oamenilor din zonă până afara României și șansa de a reveni e mai mică și așa mai departe. Deci eu vreau să pledez, de aia și am venit la Piatra Neamț cu această ocazie, să pledez să ne deschidem mințile și inimile față de idei noi, față de oameni care au această capacitate. Liviu a vorbit despre pandemie. Gândiți-vă că nimeni nu știe ce se va întâmpla în lunile următoare, dar chiar astăzi dimineața am văzut o declarație a Secretarului General al ONU
că situația a ieșit de sub control. Deci asta înseamnă că ne așteaptă o perioadă și mai dificilă. Iată, în această situație e nevoie chiar de oameni cu alt fel de gândire, de altă experiență. Încă o dată, marele avantaj al Liviu este că are experiență și națională, dar și una internațională, fiindcă atunci când a lansat, a creat o agenție de la zero, a preluat cele mai bune experiențe europene. A fost într-o comunicare strânsă cu partenerii europeni, astfel încât astăzi, în acest domeniu, România are cele mai înalte standarde. Vreau să vă spun că, apropo de ceea ce vorbeați noastră, Liviu Harbuz, în primăvară, iarăși uit când, martie, aprilie, nu mai țin minte, a fost omul care a zis, perioada asta, out politică, fac o emisiune care să învețe populația să se protejeze. Și a făcut o emisiune, nu una, două, trei pe săptămână, dacă nu știu, câteodată și patru, cu mâinile curate, care a devenit aproape un slogan, că după ce a început domnia sa să facă emisiune, am văzut cu mâinile curate prin București, pe la emisiuni naționale, etc. Deci, asta este o dovadă, unu, de responsabilitate, doi, de gândire pe termen lung, pentru că multă lume atunci zicea, la ce, 100 de infectați, 200 de infectați, ia că astăzi, ieri am avut 1700 și aproape că stăm și zicem, băi, dacă la 200 era stare de urgență, la 1700 am început școala și facem alegeri. Aduceți-vă aminte că tot aici la dumneavoastră de emisiune, deși făceam emisiunea eu de la o distanță mai mare, pentru că atunci nu aveam voie să stăm toți în studio, vorbeam despre multe lucruri care s-au întâmplat ulterior. Exact. Unii spuneau că suntem mama omida. Nu. Noi, de fapt, prezentam un proces firesc, o derulare a evenimentelor care s-a dovedit a fi una reală. Da, așa este. Acum, eu o să folosesc o expresie care să-l facă pe domnul Liviu Harbuz să supere pe mine. E cazul ca și moldovenii de peste Prut și moldovenii de aici să tai odată coada pisicii. Să rezolvăm. Da, o să tăiem coada pisicii. Dacă ne permite legislația, facem și asta. Așa. La figurat vorbeați. La figurat, evident. Doar așa. Eu am acasă 3 pisici și 2 câini, așa că... Da, da, aveți, și, aveți și pe cineva care să vă ajute. Domnul Liviu Harbuz, să lăsăm un pic zona asta înaltă și să ne întoarcem la ce se întâmplă în județ. Deci, de câteva zile asistăm la un fel de daciadă. Mai țineți minte daciada, nu? Cum să? Au început, nu demite, încetări de mandat la nivelul primarilor. Înainte de încheierea mandatului, adică cu 3-4 zile. Și am avut un set de 3, după aia unul de 4, ieri încă un primar. Adică e vorba de cei primari care nu mai candidează pe lista partidului pe care au fost înainte. Lucrul ăsta, după mine, trebuia să întâmple mult mai demult. Din prima zi. Din prima zi. Din prima zi avem legislație, lucrurile sunt foarte clare. Eu chiar am avut o discuție, avem și noi un caz în partid. Dar i-am spus foarte clar domnului primar, asta este legea, cu toții respectăm legea, indiferent ce culoare și apartenență avem. A înțeles, a fost în primul lot, pentru că a înțeles, unii n-au înțeles și au intrat unii chiar și în lotul 3. Nu vreau să dau nume, nici nu contează, vorbim aici de principii. Legea este aceeași pentru toți și ea trebuie aplicată. Desigur, pot să vă spun că am avut chiar o discuție oficială sau semi-oficială, pentru că singura mea calitate oficială este de președinte de organizație politică, cu domnul prefect, care s-a arătat foarte deschis în sensul aplicării legii. Ceea ce s-a și întâmplat, dar aș putea să vă spun că astăzi sunt încă multe persoane aflate în această situație, în județul Neamț, care nu au fost suspendate. Nu mă refer doar la primar, mă refer și la consilieri. Ba, am văzut primarul orașului Piatra Neamț fiind foarte supărat și invocând hărțuirea dânsului. Nu e, legea nu te hărțuiește. Legea trebuie aplicată. Nu există o interpretare specială pentru un primar de municipiu și pentru un primar de comună. Interpretarea legii este aceeași. Și măcar în fața morții și a legii să fim egali, că în rest e cam greu.
Bun, aici cu interpretarea legii știți cum e. Domnia sa a avut probleme cu interpretarea statutului în cadrul partidului, pe care nu i-a permis să candideze și atunci s-a orientat spre un alt partid care este mult mai permisibil, se pare, și mult mai pragmatic. Da, e chiar expresia corectă, mult mai pragmatic, dar legea este aceeași pentru toți. Nu putem invoca legea doar atunci când ne convine. Și aici vorbesc și despre acel dosar pe care îl are domnia sa, unde este condamnată în prima instanță. Chiar ieri am înțeles că a fost o nouă înfățișare la înalta curte. Și eu mă întreb... Nu, să nu folosiți această expresie, înfățișare la înalta curte. Bun, nu vorbim de Imperiul Otoman. Ea era folosită pe timpul Imperiului Otoman, când domnii fanarioți dădeau bani ca să-și cumpere... domnia. După care se întorceau, puneau taxe ca să-și recumpere banii, să-i plătească la cămătari, pentru că da, și atunci erau cămătari. Acum lucrurile s-au schimbat. Da, cămătarii erau boieri. Da, nu neapărat, existau cămătari. Și de la boieri. Erau cămătari, nu. Ei, lucrurile s-au schimbat în alta curte, nu mai e la Constantinopole, este la București. Ea nu mai ia, ci dă. Asta e diferența, știți? Deci la înalta curte nu mai îți ia, îți Bun, dă. Atunci, ca să vă parafrazez și să continui ideea dumneavoastră, ea dă cu executare, de obicei, din jurisprudență, deci din jurisprudența curții, până acum 90% din cazuri au fost cu executare la înalta curte, iar celelalte au fost cu menținerea hotărârii instanței anterioare. Deci, în aceste condiții, ce o să facem dacă, Doamne ferește, domnul Chitic va ieși primar? O să organizăm la anul din nou alegeri, cheltuim din economiile pe care dânsul le-a făcut, pentru că într-un mandat în 6 ani de zile a plătit jumătate din datoriile primăriei. Chiar primăria asta trebuie administrată așa, ca o scară de bloc? Da, este o problemă, că lucrurile astea pot fi gândite nu numai la nivelul primăriei Piatra Neamț. Sunt și alte exemple în județ în care se poate întâmpla același lucru. Absolut, tocmai spuneam, am avut și noi o astfel de situație, dar din prima zi s-a decis... Eu mă refeream la condamnări și la reorganizare și organizarea de lucruri. Nu vorbeam de condamnări, vorbeam de situația în care primarul trebuia suspendat în baza legii care spune că nu poți, dacă ai fost ales pe listele unui partid, să candidezi pe listele altui partid fără să fii suspendat. Da. Domnul Iuriel Leancă, vedeți, la noi sunt și lucruri de genul acesta, adică avem o lege și o mai ocolim, știți? Păi, sau o lăsăm așa pe ultima sută de metri. Se întâmplă și în Republica Moldova cu prisosința astfel de situații? Eu mi-aduc aminte, vorbeați înainte, vorbeam de imobilism, de ce nu se iau hotărâri, mi-aduc aminte, am făcut noi un scurt interviu și îmi spuneați atunci, domnule, de ce statul român nu vrea să se implice și să atragă populația din Republica Moldova? Lucru simplu l-a spus. O pensie, un supliment. Un supliment la pensie de cât spuneați 50 de euro. 10, sau 10 euro. 10 euro, nu mai țin minte exact suma. Deci asta este dovadă. Imobilismul nu este numai la nivelul populației. Este și la nivelul multora dintre cei care sunt acolo la butoane. Domnul Bălănescu, faptul că sunt parte componentă a Pro-România nu este un lucru întâmplător. Nu doar de aceea că mă leagă prietenia cu Liviu Harbus sau cu Victor Ponta sau cu alții colegi din această echipă. Am această relație absolut deosebită pe motivul că e o echipă care a dat dovadă de multă deschidere, de multă viziune, de acțiune și nu de vorbe, fiindcă noi românii suntem foarte buni la vorbe și mai puțin la acțiuni. Liviu a vorbit la început despre faptul că atunci când a fost domnul Ponta prim-ministru și subsemnatul prim-ministru la Chișinău, a fost o perioadă de aur între Chișinău și București. Atunci au fost acțiuni care au permis să avansăm pe calea reintegrării, să creăm condițiile pentru pe eventuală reunificare. Atunci când imaginea României în Republica Moldova, care a fost combătută de-a lungul anilor de comuniști, și acum sunt partide revanșate și așa mai departe. Deci gândiți-vă că în 2014 imaginea României a fost cea mai bună, atingând cote de, dacă nu mă înșel, 80%.
pe motivul tocmai că România, prin guvernul său, prin echipa aflată la putere, a fost una proactivă. Mă gândesc ce s-a întâmplat după ce a plecat Victor Ponta și respectiv eu. Tot ce s-a reușit e finalizarea gazoductului Chișinău, Iași, Ungheni, Chișinău. Dar unde sunt celelalte proiecte pe care le-am inițiat? Unde sunt podurile peste Prut? Unde sunt ideea cu și calea... Nu de flori. Ideea discutată cu Victor și am început, însă am mers la Beijing pentru a discuta despre resurse financiare. Calea ferată Chișinău, Iași, București de viteză înaltă, așa cum fac sârbii și ungurii. Deci problema pe care o văd eu este că cei de la București, în mod special, nu au capacitatea de a gândi la alt nivel, într-o gândire de calibru, de anvergură. Astfel încât de a gândi pro-România. Pro-România, exact, fiindcă gândiți-vă că, în primul rând, e un obiectiv național, din punctul meu de vedere, să facem tot ce e posibil pentru a readuce Basarabia în spațiul ei firesc. Doi, facem abstracție, vă spuneam asta de data trecută, de faptul că suntem români. Păi dar aici e frontiera, de aici încă vin tot felul de amenințări. România cheltuie 2% din PIB pentru securitate, apărare, dar de unde vin aceste pericole? Iată, Tiraspolul nu e la distanță foarte mare și acolo sunt în continuare trupe rusești. Păi nu e mai logic să investești în Basarabia astfel încât zona de mai securitate... Un pic. Exact, nu la pe Prut să fie, ci pe Nistru să fie. Deci chiar și din motivii pragmatice. Trei, este absolut clar că această regiune, Moldova românească, va fi mai dezvoltată, mai prosperă, în momentul în care și vecinii ei de peste Prut vor fi mai bogați, fiindcă comerțul va fi unul mult mai activ, investițiile reciproce și așa mai departe. Deci, după mine, e absolut firesc, absolut necesar și am zis că pledez nu atât cauza doar a Basarabiei, cât și cauza României. Să se destupe la minte, dacă doriți. Să vină cu aceste abordări pe care le-am avut și le avem împreună cu domnul Ponta și cu Liviu, că am discutat în repetate rânduri acest subiect. Și vreau să mai spun încă o chestie care o apreciez foarte mult la colegii de la Pro-România. Cred că Victor Ponta și colegii din acest partid sunt dintre foarte puțini care vorbesc despre necesitatea reașezării României pe un alt fundament. De reformă administrativă, teritorial administrativă. Uitați-vă că acest sistem, care e deja unul învechit, generează multe handicapuri, inclusiv nu doar din perspectiva că sunt tot felul de angajați, consilieri județeni, președinți și așa mai departe, deci o mulțime de birocrați plătiți într-un fel aiurea. Dar și din punct de vedere al dezvoltării regiunii pe ansamblu, Corina Crețu, care e colega noastră și, apropo, vine săptămâna viitoare la Iași, cel puțin va ajunge. Și la Piatra. Și la Piatra vine, perfect. A fost comisar pentru dezvoltare regională și spunea că, din păcate, un mare handicap în dezvoltarea regiunii pe acestea e faptul că nu poate aplica direct la Bruxelles, fiindcă suntem prea miți aceste județe și e nevoie să mergi prin București, prin Ministerul Dezvoltării Regionale. Tu, Liviu, știi mai bine acest mecanism. Deci o reașezare de acest gen, o anumită regionalizare, va avea multiple beneficii. Și plus că ați menționat un element dulcele grai. Eu tot mi-aduc aminte când trec Prutul de Liviu Rebreanu, Adam și Eva, unde boierul s-a întâlnit cu o tânără și a auzit dulcele grai moldovenesc. Pe mine, să știți sincer, mă deranjează puțin că atunci când trec Prutul la Iași, dar și pe aici și în alte părți ale Moldovei, nu mai aud accentul ăsta frumos, dulce moldovenesc, ci tot mai mult și mai mult accentul de pe Dâmbovița. N-am nimic împotriva accentului respectiv. Ce să fac? Mi l-am pierdut. Nu, dar încă o dată, limba română e frumoasă prin aceste diferențe mici, accentul bardelenesc al nostru moldovenesc. Deci cred că printr-o modificare, printr-o reașezare, modernizare a României, totodată vom reuși să păstrăm mai bine specificul fiecarei regiuni, ceea ce încă o dată ne face foarte și foarte frumoși pe noi. Da, apropo de ce spuneați dumneavoastră de importanța strategică a Republicii Moldova, mai este un element. Nu trebuie să-l uităm și ne întoarcem, ca să spun așa, la scopul și durata emisiunii. Deci, avem lipsă de oameni pregătiți în ultima perioadă și în Moldova, adică în zona Moldovei. Și vin foarte mulți oameni care se stabilesc aici, din Basarabia.
este. Une, este o chestie care a devenit acum, eu vă dau exemplu, în Piatra Neamț, avem medici, avem ingineri. Avem chiar oameni de afaceri. Oameni de afaceri, unii foarte mari. Și foarte mari. Care și... au început să investească exact. În proiecte imobiliare, care vin cu parteneri de ai lor din Republica Moldova, fac proiecte imobiliare, vin și cu muncitori de acolo. Deci deja este, începe să se vadă un alt nivel de colaborare și câteodată parcă vin de acolo cu lucruri pe care nu le facem noi aici. Și este o populație activă cea care vine. Este foarte important acest lucru, după părerea mea. Da, și eu după părerea mea. Știți bine că eu am o sensibilitate pentru basarabeni și mai ales pentru mecanismul prin care ei pot fi integrați aici, economic, social și educațional, pentru că avem multe de învățat unii de la alții. Spuneați despre reforma administrativă și eu am încercat să discut în genul acesta de emisiuni pe care l-am avut în ultima perioadă și toată lumea ocolește subiectul. Eu nu-l ocolesc, deși nu este... El este ocolit cu o motivație populistă. Exact. Și să nu deranjăm. Să nu deranjăm. Și electorală. Nu, avem nevoie de reformă administrativă cu toții, inclusiv clasa politică. Dar în primul rând cetățeanul. Cetățeanul de rând trebuie să înțeleagă că fără o reformă administrativă vom perpetua obiceiurile proaste și situațiile... Vă rog. Vă dau un exemplu. Valea Ursului, dacă nu mă înșel, o comună da. Enclavizată total acolo, din mai multe puncte de vedere, inclusiv politic, are parcă 13 consilieri locali. Piatra Neamț, vă rog să mă contrage numai, 20 și ceva. 29, de fapt sunt 24. 24, 25. Da? Dom'le, nu poți... E de noaptea minții sau o comună de aici, mai micuță, nu știu, Dochia. Au și ei vreo 13 consilieri sau 9 consilieri. E aberant. Da, situația asta este în peste 1000 de comune. Da, da, eu unde vreau să ajung. Ajungem la următorul lucru. Ieri am avut o emisiune și mi s-a spus, da, domne, apa Servu este o problemă a Consiliului Județean. Și prețurile la apă sunt așa. Dar ce nu noi hotărâm? Că hotărâm la nivel de asociație intercomunitară. Știți ce înseamnă asta? Asociațiile astea s-au făcut să atragem fonduri europene. În asociațiile astea vin reprezentanții UAT-urilor, primăriilor, comunelor, care au același vot. Deci, aceeași putere de reprezentare, având în spate... Este același cu votul de la Dobreni. Da. Primarii sunt aleși pe liste politice. Ei când vin acolo primesc un mesaj, care citesc mesajele sau care folosesc telefonul, că mulți nu-l folosesc. Votez nu. După aceea îți iasă șeful politic și spune, domne, noi n-am vrut să mărim prețul la apă. Dar au votat ăia care au venit acolo și l-au mărit. După care, spune, da, da, noi vom încerca totuși să-l micșorăm cumva. Deci asta este plaga cea mai mare care există în momentul ăsta. Minciuna între administrația, ce noi facem, s-au terminat alegerile, intrăm în birouri, am închis ușa politicii și facem administrație. În realitate, băieții ăștia fac politică din orice. Singurul lucru în care nu fac politică adevărată este politica, în care fac numai mișmașuri. Și aici cred că ar trebui să insistăm un pic mai mult. Pentru că viitorul trebuie să ne spună ce facem la Piatra Neamț, domnul Liviu Arbuz, cu problema apei. Da, dar cei 23 de consilieri de la Piatra Neamț nu reușesc să aibă reprezentarea, adică e aceeași reprezentare cu orice comună. Nu reușesc niciodată să decidă în favoarea orașului. Putem tăia pisica cumva? Doar printr-o reformă administrativă. Iar acest lucru se poate face numai cu voință, super voință politică la nivel național. Da. Haideți să vorbim un pic despre importanța votului de pe 27. Pentru că el se desfășoară în niște condiții deosebite. Eu mă întreb care va fi participarea la vot și cât de important este să mergem să votăm. Chiar și în aceste condiții. Eu nu știu.
Câteodată îmi vine să spun, mergeți la vot, și am spus-o, că e important votul, pe de altă parte stau și mă întreb în ce măsură eu sunt responsabil când spun lucrul acesta. E foarte important. Acum am să văd, ieri am intrat în posesia unui sondaj. În acel sondaj se vorbea și despre cât de mulțumiți sunt locuitorii orașului Piatra Neamț de viața pe care o duc în oraș. O să râdeți, peste 50% sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă, nu-și doresc nimic mai mult. La intenția de vot, voi vota sigur, cifra este optimistă, 51%. 51%? 51%. Oameni care spun că vor vota cu siguranță. Să vedem ce va fi în realitate, pentru că apar așa paradoxuri în urma acestor sondaje de opinie, dacă ne raportăm la realitate. Eu cred că avem nevoie de o participare masivă la vot. Pentru că eu cred, în condițiile în care, știți bine, primarul nu se alege din două, noi am susținut foarte mult alegerea primarului din două tururi, mi se pare un mecanism democratic mult mai eficient. Alegându-se din primul tur, cred că el are nevoie de o mare reprezentativitate. Pentru că, nu uitați, avem primari aleși în România care au ieșit primari cu 11%, cu câteva mii de voturi. Participarea la vot este foarte importantă pentru toți cetățenii din Piatra Neamț și ăsta este motivul pentru care eu îi încurajez și le recomand să participe la vot. E foarte important, stabilești viața comunității până la urmă. Atunci când participăm la alegeri pentru Parlamentul European, de exemplu, am fost și eu activ implicat în acum un an și ceva, deseori cetățeanul bănuiesc că votează pentru o chestie mai puțin înțeleasă pentru el. Atunci când votezi pentru un primar, sunt absolut sigur că miza este mai mare, fiindcă viața ta cotidiană pentru următorii 4 ani va depinde de modul de administrare a treburilor localității de către primar și echipa sa. Așa încât, sigur că, pe de-o parte, este pandemia, așa cum spuneți și dumneavoastră, și e un pericol pentru sănătate. Și știți că Pro-România a militat activ pentru amânarea acestor alegeri. La momentul în care decizia a fost luată, cu toate precauțiile necesare, sunt absolut deschise ideii, necesității ca cât mai multă lume să vină la acest, acest tutin și să-l voteze pe domnul Harbuț. Încă o dată vreau să rog locuitorii de aici, din Piatra Neamț, și nu doar Liviu, dar și candidații pentru primar, pentru că știu că și Liviu și a selectat foarte, și echipa pentru Consiliu, bineînțeles, a selectat foarte bine acești candidați. Că a fost prim-ministru, știu cât de mult contează cine este primar într-o localitate sau alta. Am văzut mulți care așteptau doar mană cerească și statul se vedea ceva și am văzut alții care au reușit chestii nemaipomenite doar de aceea că aveau inițiativă, aveau capacitate, aveau echipă în spate și reușeau să atragă fonduri și pe europene și erau foarte activi la București și prin înfrățiri la fel reușeau să facă chestii minunate pentru comunitățile lor. Dar știu că de aceste criterii s-a condus domnul Harbuț atunci când a selectat candidații și pentru Consiliu și pentru primăriile din și mai ales oameni județ care n-au mai făcut politică, pentru că din echipa de candidați la Consiliu cred că o singură persoană a avut o tentativă și a fost doar simplu membru, în rest toată echipa este o echipă de profesioniști, de oameni care au confirmat în primul rând în profesia lor, iar acum vor să meargă mai departe, să se implice, fiecare fiind garanția unui proiect important pentru orașul Piatra Neamț. Eu vreau să spun că în calitate de om care fac emisiuni, rar se întâmplă ca în echipele care vin să găsești oameni care să știe să și vorbească despre proiectele lor. Și mi-aduc aminte Radu Năstase, Alin Lehăduș, Mihai Trofin, domnul care se ocupă de turism, Ticușan, deci, Cristian. Cei cu care am făcut eu emisiuni, era clar că sunt pe felie.
Și plictisiți de politică. Și asta, și nu prea aveau ei treabă cu astea, chichiții administrative. Da. Erau pe felia lor. Să știți că nu e foarte ușor să gestionezi o astfel de echipă. Vă cred. Dar există și confortul ăla în care știi că oamenii sunt direcți. Nu există disciplina aia falsă, până la urmă. E nevoie de disciplină, de partid. Dar nu pe sistem, dacă șeful a zis, toată lumea ridică mânuța. Pentru mine e o provocare. Confruntările benefice altfel din cadrul echipei sunt pentru mine o provocare și eu, la rândul meu, am învățat foarte multe de la ei. Pentru că cu cât te înconjori mai mult de politicieni de carieră, că numai de carieră nu sunt în România, îți dai, te autoizolezi și nu mai realizezi de fapt care sunt realitățile. Ei, cu asemenea echipă, credeți-mă că e o provocare în fiecare zi și îmi sunt foarte dragi. Da, de asta, vă rog. Doar să completez. Ieri, venind la Piatra Neamț, în mașină am ascultat un interviu cu rectorul Universității Babeș-Bolyai de la Cluj. Da. Și dânsul vorbea, psiholog fiind de meserie, despre problema partidelor și liderilor, în special din România, atât lider național, cât și lider regional. Este faptul că ei mereu se bagă în prim plan. În loc să-și prezinte echipa și, în mod special, specialiștii, experții pe domenii, să-i promoveze în Parlament, în Consiliile Județene, astfel încât atunci când ajung acolo să ia decizii bazate pe cunoștință, pe experiență și așa mai departe. Și pe realități. Și iată ceea ce face Liviu prin faptul că a construit o echipă din specialiști, în domenii cheie, pentru dezvoltarea urbei, pentru dezvoltarea regiunii, vorbește că sunt, slavă Domnului, excepții pozitive. Și doi, ieri am vorbit cu un tânăr, proprietar de restaurant aici la Piatra Neamț, care mi-a zis: domnule Leancă, niciodată nu credeam că voi face politică. Dar uitați-vă că a venit domnul Harbuz și m-a convins că dacă nu faci tu politică, fac alții pentru tine și atunci nu vei avea șansă să-ți dezvolți afacere, să ai o viață mult mai confortabilă și să nu te gândești cum se mai gândesc mulți, din păcate, din zonă, să emigreze de aici. Aș fi curios, apropo, Liviu, din cei 50 mulțumiți de situația din oraș. 50%. Cât, 50%. Da. Cât și-ar dori să plece din România căutând o viață foarte mai bună? Și aici e o contradicție, nu? Exact. Sunt foarte multe contradicții în aceste sondaje. Fie oamenii nu spun adevărul, fie nu înțeleg exact ce se întâmplă. Dar exact ce spunea Iurie, m-am întâlnit cu mulți proprietari de restaurant, cei care activează zona Horeca, și poate că presiunea care a fost pusă pe ei, poate că această pandemie i-a determinat să-și ia soarta în mână și din punct de vedere politic să se implice. Pentru că fără implicarea celor din această comunitate nu se poate face nimic. Da, eu vreau să închei eu și după aia vă mai dau cuvânt odată fiecare. În pauză. Vreau să închei eu și să spun așa, dacă este ceva de admirat la un lider politic, este să iau un proiect de la zero, relativ de scurt timp, să adune o echipă de oameni care mulți dintre ei nu sunt controlabili, să fac o echipă și mai mult decât atât să vină cu un proiect coerent. Asta urmăresc eu la candidați. Să-i văd că înainte de a ajunge pe un fotoliu de primar, sunt capabili să construiască ceva. Nu să primească de-a gata niște lucruri. Asta este cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, atunci când mă duc spre vot. Să mă uit la echipă, lider, apropo de rolul maselor în istorie și al personalităților, să nu uităm că în istoria României personalitățile au fost întotdeauna un motor de dezvoltare, fie că vorbim, dacă vreți, de Ștefan cel Mare, că toți suntem cu turnul în spate aici, fie că vorbim de personalități de gen Brătianu sau Maniu. Sau cei care au zemislit Marea Unire. Deci ajunsesem acolo. Exact. Nu mai vorbim de cei din Basarabia, că și acolo avem oameni. Eu acum primul nume care îmi vine, Panhalipa, știți? Așa. Primul nume care îmi vine acum în minte. Deci, asta este important. Pe final, domnul Iurie Leancă. Pot doar să repet această pledoarie a mea, să iasă locuitorii din Piatra Neamț. Pro-Liviu, nu? Pro-Liviu, pro-România.
În mod special mă adresez basarabenilor, care și-au găsit aici a doua casă, care bănuiesc că se transformă în prima casă. Votați această echipă, fiindcă sunt absolut convins că va reuși să schimbe la față județul și Piatra Neamț. Și să știți că am și o înțelegere cu Liviu. În momentul în care devine primar, îi voi deveni consilier netitular, neplătit, onorific, dar astfel încât să putem atrage cât mai multe proiecte internaționale pentru a crea locuri de muncă aici, pentru a schimba încă o dată și a crea aici o oază adevărată a României. Va fi o înghesuială mare pe consilieri onorifice la primărie. Așa am eu bănuială. Domnul Liviu Harbuz? Aș vrea ca toți locuitorii din Piatra Neamț să înțeleagă că chiar se poate și putem face lucruri mari, să aibă încredere în proiectele pe care le propunem noi, să aibă încredere în echipa pe care o propun eu. Sunt oameni care se legitimează cu rezultate, nu se legitimează doar cu vorbe. Motiv pentru care vă aștept pe 27, votați Pro România, votați Liviu Harbuz pentru primar, poziția 1 pe buletinul de vot. Vă dorim mult succes, îi mulțumesc în special domnului Leancă pentru că a venit în această emisiune. Este întotdeauna o plăcere pentru că domnia sa are o extrem de mare experiență și este un patriot în sensul acela al patriotismului pe care îl învățam în cărțile de istorie. Așa avem și alte. Și un mare diplomat, am învățat foarte mult. Și un mare diplomat. Eu ne fiind un mare diplomat, dar Iurie a fost un exemplu pentru mine. Mulțumesc. Vă mulțumim, vă dorim cele bune și să ne vedem sănătoși. E foarte important să ne vedem sănătoși de acum înainte. Nu uitați măsuri de protecție pentru că situația nu este întotdeauna aceea pe care o vedem în comunicate oficiale. Din păcate. La revedere!